Bună! Care este cheia succesului pentru rochia perfectă la croitor? Sunt câteva idei pe care aș vrea să vi le spun și pe care, dacă le aveți în vedere, veți avea succes garantat. Prima chestiune este alegerea persoanei, alegerea colaboratorului. Trebuie să fie cineva care să vă placă, în care să aveți încredere și încrederea să vă câștige, în primul rând, arătându-vă ce a mai lucrat. Pentru că dacă doar vă arată poze pe telefonul mobil, fără să vedeți, să puneți mâna, atunci e un semn de întrebare. Bun, alegerea modelului. Modelul rochiei trebuie să fie potrivit atât cu silueta voastră, cât și cu evenimentul în care, locația în care are loc evenimentul. Dacă aveți o siluetă mică, spre exemplu, sunteți o persoană minionă și vă doriți să purtați o rochie cu multe, multe crinoline, gen Barbie, pe o plajă, persoana respectivă are datoria să vă spună că nu prea se potrivește cu locația sau cu silueta, dacă e cazul. Ei bine, deci asta începe cu o relație bună cu croitorul vostru, relație pe care o puteți avea toată viața în cazul în care mai treceți pe acolo și vă mai faceți haine la comandă. Bun, dacă v-ați ales persoana, v-ați ales și modelul de rochie potrivit, trebuie să stabiliți împreună cam câte probe, cam cât o să ia, când o să fie gata și voi mai cu seamă să-i spuneți dacă intenționați sau nu să țineți vreo dietă în acest timp. Pentru că o rochie suportă plus minus un kilogram, două, dar nu cinci sau mai mult. Deci, dacă vreți să țineți o dietă, întâi dieta, după aceea proba. Așa. Și apoi, care ar mai fi cheia succesului? La probă, spuneți ce vă deranjează. Vreau să fie mai lungă, mai largă, mai strâmtă, mai... Oricum, atunci e momentul ca voi să spuneți. Pentru că omul respectiv, dacă e destul de experimentat, cam vede pe unde vă strânge sau nu stă bine, însă voi sunteți cei care purtați acea rochie. Voi trebuie să spuneți. Mai acolo, uite, dă-i drumul puțin în partea aia sau fă-o un pic mai lungă la tiv, atunci este momentul. Atunci se pot face modificări. De asta facem proba. În momentul în care rochia este gata, eventualele modificări costă în plus. Deci nu ezitați să spuneți absolut tot ce aveți de spus la probă. Iar desigur, la final, veți obține rochia visurilor voastre. Sunt câțiva pași simpli pe care vă recomand să-i urmați și eu vă aștept aici cu drag și data viitoare. Nu uitați, like, share și subscribe. La revedere!